Nu a fost decât un incendiu mognit. Chiar și așa, pompierii au stat 10 de minute pe vagon și au luat la lopată cărbunele pentru a se asigura că nu există riscul ca acesta să se reaprindă. Trenul Mărfar venea de la București și se deplasa către Brașov, potrivit martorilor fiind încărcat cu cărbune importat din Ucraina.